Când o să cresc mai mare, vreau să fiu fotbalist. Alerg bine, joc. Azi am jucat, o echipă pierdeau și eu am intrat în echipa lor și am dat 3 goluri. Fac cursuri de engleză mai aprofundat, eram clasa a 5-a și la început, nu știu, a fost așa, o simplă activitate, însă încet cu încetul a început să-mi placă și am văzut că este nevoie de ea, că ajută în situații și am văzut că este ceea ce îmi place, că mi se primește să vorbesc, mi se primește să vorbesc cu oamenii, să fiu înțeleasă atunci când vorbesc. Asta m-a motivat să continui. Să devin un traducător de succes. Sistemul de educație astăzi ar trebui să cuprindă și să vadă absolut toți copiii. Vorbesc despre copiii săraci, vorbesc despre copiii care vin din, care au abandonat școala la un moment dat și trebuie să reintre în circuitul școlar. Vorbesc despre, inclusiv despre copiii dotați, care sunt excepțional de buni la anumite materii și sunt mai puțin buni sau reușesc mai puțin la alte materii. Vorbesc despre absolut toți copiii, vorbitori de limbă arabă, de limbă rusă, de limbă română, absolut toți copiii. Deci sistemul trebuie cu adevărat deja să devină nediscriminatoriu, pentru că asta înseamnă incluziunea. Incluziunea înseamnă toți copiii, nu înseamnă o anumită categorie de copii. E important că copiii se află printre copiii obișnuiți și ei sunt ca toți. Adică acești copii capătă aceleași deprinderi, aceleași cunoștințe, dar sunt ajutați de societate, de primesc consiliere psihologică, primesc ajutor la pregătirea temelor, chiar primesc ajutorul colegilor. La școală mie ne place că învăț, mă joc cu colegii și nu șed singur. Profesorul trebuie să-i întrebe pe toți, numai pe cei care știu. Când iau 10, mama zice, bravo copilul mami. Cadre didactice le acordă o atenție foarte mare, deoarece s-a văzut că mulți copii au primit rezultate mari. Copiii au primit niște deprinderi de viață. Indiferent de necesitatea care este, asta pe parcurs cumva se remediază, însă educația este o parte veche și este ceva normal și este ceva necesar pentru oricine, indiferent că ai o problemă sau nu ai. Viața e aceeași pentru toți, adică fiecare din noi trebuie să construiască un viitor, indiferent că există o problemă sau că nu există. O mai rămas foarte mult de lucru la capitolul conștientizare din partea cetățenilor în general, dar și a profesioniștilor. Ăla care își dorește ca un copil sărac, cu dizabilități, vorbitor de altă limbă, dacă își dorește ca ei să învețe separat, trebuie să fie conștient că la întoarcerea lor în comunitate, tot el va trebui să-i întrețină. Trebuie să fim realiști.